Primăria Scornicești va demara o campanie de informare a populației în legătură cu taxa de salubritate, care trebuie aprobată de Consiliul Local. Decizia a fost luată după ce la ultimele ședințe o parte dintre consilieri nu s-au prezentat, iar proiectul nu a putut fi dezbătut și aprobat din lipsă de quorum. Edilul Ion Prioteasa a decis de asemenea să retragă proiectul de pe ordinea de zi, pentru că avea multe alte investiții care aveau nevoie de aprobarea aleșilor locali. Aceștia ar fi putut lipsi și de la ședința de astăzi, dacă ar fi fost pe listă și taxa de salubritate. Am decis ca să scot pe ordinea de zi din ședința de ieri taxa de salubrizare, ținând cont că până pe 15 martie să mai fac publică, să mai discut cu oamenii, să mai informez populația din orașul Scornicești de statele componente. Consiliul Local Scornicești este singurul din județ care nu a aprobat taxa de salubritate stabilită în cadrul proiectului de management al deșeurilor. Dacă nu va fi emisă o hotărâre de Consiliu în acest sens, orașul riscă să nu mai aibă unde să depoziteze gunoiul. Am explicat domnilor consilieri că acest lucru eu nu pot să mai dau înapoi. Într-adevăr, în regulamentul de funcționare spune foarte clar că numai Consiliul Local prin alte hotărâri poate la o lună, două, trei, patru luni poate să scadă taxa în funcție de cum merge sistemul sau poate să crească. Același lucru vreau să le explic oamenilor că deja au fost date patru hotărâri de Consiliul Local și nu putem să mai dăm înapoi. Suntem pasivi să restituim banii Uniunii Europene. Proiectul de management al deșeurilor, care presupune colectarea gunoiului din tot județul și depozitarea în halda ecologică de la Bălteni, ar trebui să înceapă în a doua parte a acestei luni.